Lăudați să fie în numele Domnului. Previților, ne bucurăm să fim din nou la închinare în această dimineață. Un timp de zidire sufletească pentru biserică. Îmi permit să abordez acest subiect astăzi, nu atribuind versetele pe care urmează să le citesc bisericii sau dumneavoastră în mod general. Pentru că atât cât am putut să observ în aceste zile, am rămas plăcut impresionat, în primul rând, de calitatea spirituală a fraților, surorilor, familiilor care compun această comunitate. Ba chiar fiind expus puțin slujitorilor și fraților din conducerea acestei biserici. M-am bucurat să văd armonia și relația frumoasă pe care o au, părtășia pe care o au în slujirea lor. Însă, rolul slujirii noastre este de a ridica toate mădularele bisericii prin creștere spirituală la apogeul sau spre apogeul desăvârșirii noastre la statura plinătății lui Hristos. Și trebuie să recunoaștem că oricât de bine am stat sau am crede că stăm din punct de vedere spiritual, mai încape puțină creștere, mai încape puțină perfecționare, mai încape puțină pocăință la fiecare dintre noi. Îmi aduc aminte cu câțiva ani în urmă, am simțit în sufletul meu o neliniște din punct de vedere spiritual. Și nu știam care este motivul pentru care mă simțeam foarte tulburat. Într-o zi, plecând spre biserică, a trebuit să trag mașina pe partea dreaptă. Pentru că Duhul lui Dumnezeu m-a izbit cu un cuvânt pe care nu l-am pregătit neapărat, la care nu m-am gândit neapărat și gândul acesta a fost o întrebare. În momentul în care această întrebare a fost articulată complet în gândirea mea, a produs o panică extraordinară. A trebuit să trag mașina pe partea dreaptă ca să mă pot gândi. Întrebarea a sunat în felul următor: Și sunt convins că a venit de la Duhul Sfânt. Care este ultimul lucru de care te-ai pocăit? Când te-ai pocăit ultima oară de ceva Și spre marea mea mirare, deși predicam pocăința la fiecare serviciu divin, deși țipam în dreptul altora pocăință, nu mi-am adus aminte de ultimul lucru pe care am considerat că trebuie să-l părăsesc sau ultimul lucru pe care am considerat că trebuie să-l îmbunătățesc în viața mea de credință. Și următorul gând logic a fost, ori ești deja desăvârșit de o bună bucată de vreme, că dacă nu-ți aduci aminte ultimul lucru de care să te căiești și de care să te pocăiești, adică să-l părăsești pentru că nu este bun, înseamnă că ai ajuns deja la desăvârșire sau, Doamne ferește, de multă vreme nu te mai pocăiești. Te-ai blocat undeva pe traiectoria maturizării spirituale, a creșterii spirituale și una și cealaltă dintre cele două alternative sunt extrem de periculoase. Dacă crezi că deja ai ajuns la desăvârșire, ăsta este un pericol imens pentru oricare dintre noi. Și dacă ai uitat să te mai pocăiești și să mai îndepărtezi, fie ele lucruri mărunte, nu uitați că vulpile mici strică viile mari, este un pericol la fel de mare. Iată de ce indiferent unde pe traiectoria călătoriei noastre spirituale spre apogeul Hristos. Devenirea noastră, traiectoria devenirii noastre asemenea lui Hristos. Oriunde am rămas blocați, uitând să ne mai schimbăm, să ne mai transformăm, să ne mai înnoim spre desăvârșire, Stagnarea aceasta este un pericol pentru că nu durează mult. De la stagnare intrăm în regres spiritual și vă rog să observați creștinismul de astăzi. Undeva în devenirea, în formarea spirituală a Bisericii a apărut stagnarea și apoi regresul. Dacă nu crești, te vei pipernici spiritual. Vei intra în regres spiritual. Și, din punct de vedere spiritual, regresul este cădere. Se numește cădere. Iată de ce intenționez ca pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră mesajul din această dimineață. Să fie, știu eu, o motivare, un brânci pe care Duhul lui Dumnezeu să ne-l dea spre a crește din nou, spre a ne pocăi din nou, spre a ne înnoi în vederea desăvârșirii noastre. Pentru că vă aduc aminte ceea ce Apostolul Pavel spunea în Coloseni, pentru asta mă lupt eu, pentru ca să înfățișez pe fiecare om desăvârșit în Hristos să-i călăuzesc pe oameni spre desăvârșire. Și este foarte greu să-i călăuzim pe alții spre desăvârșire dacă noi înșine nu parcurgem această traiectorie. Vreau să vă spun ceva foarte interesant. În momentul în care am devenit conștient Că de ani de zile am stagnat și n-am mai văzut lucruri rele sau negative în mine. În momentul în care Duhul lui Dumnezeu m-a făcut conștient de această stagnare, am început să descoper gânduri, atitudini, stări care au început să mă deranjeze. Și pe care am început să le corectez. Și am simțit din nou pacea, bucuria mântuirii. Pentru că în secunda în care nu mai ai nimic de corectat în viața ta, nu este pentru că nu mai ai nimic de corectat în viața ta, ci pentru că ai întrerupt Procesul sfințirii, creșterii și maturizării. Aș vrea să citesc câteva versete din epistola Apostolului Pavel către Evrei, în capitolul 5, de la versetul 11, și vom continua două versete în capitolul 6. Din respect pentru cuvântul Domnului, vă invit să vă ridicați pentru câteva momente. Evrei, capitolul 5, de la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tăi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și aș citi și versetul 3, și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Amin. Domnul să binecuvânteze cuvântul Său, să binecuvânteze propovăduirea, ascultarea și împlinirea cuvântului Sfânt în viețile noastre. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Contrastul între lapte și hrană tare... Este o noțiune, un concept uh, greu de priceput. Pentru că aici, aparent, la prima vedere, Apostolul Pavel vorbește negativ la adresa laptelui duhovnicesc. Vreau să stabilim din start că hrănirea cu lapte, din punct de vedere spiritual, nu este neapărat un lucru negativ. Prunci în Hristos, nou născuții în Hristos, au nevoie de lapte duhovnicesc. 1 Petru, capitolul 2, Galaten, capitolul 4, Ioan, capitolul 8 și apoi capitolul 10, Ni se vorbește despre hrana pe care un credincios sau de care un credincios are nevoie în primii pași ai credinței, și care se numește lapte duhovnicesc. Petru spunea să doriți laptele duhovnicesc. Aveți mulți copii mici, să le zicem bebeluși. Vreau din start să vă spun că pe mine nu mă deranjează bebelușii care fac dezordine sau gălăgie în biserică, mă deranjează oamenii mari care fac dezordine și gălăgie în biserică. Probabil că i-am insultat dacă le-am spune că sunt mai răi decât bebelușii. Știți de ce? Pentru că de la un bebeluș te aștepți să țipe, să plângă. De la un om... E chiar dulce E drăgălaș dacă face chestia asta. Dar un om mare, dacă se poartă ca un bebeluș, este enervant. Ca să nu zic caragios. Pentru un copil care suge biberonul, mi se pare un lucru normal ar trebui să nu fim sănătoși la cap să ne ducem cu o tavă de sarmale la un prunc de câteva luni de zile însă dacă ați vedea pe unul dintre oamenii mari luând un biberon ați crede orică nu este întreg la minte orică nu s-a dezvoltat s-a dezvoltat numai din punct de vedere fizic însă i-a rămas mintea în urmă și este necrescut. Din punct de vedere spiritual, pentru cineva care vine la credință, e un lucru normal și de dorit să bea lapte duhovnicesc. Pentru un om care stă pe băncile bisericii de zeci de ani de zile, este periculos și este caragios. Am de-a face cu tot felul de oameni și uneori stau de vorbă cu slujitori care predică Evanghelia și predică Evanghelia de mulți ani de zile. Și am ajuns la concluzia că este din ce în ce mai greu să dai hrană tare poporului. Și am să vă dau un exemplu practic. Am început să ne bucurăm de mesajele care ne vorbesc de dragostea Domnului Isus Hristos, de îngăduința Mântuitorului. Și e de înțeles să spui oamenilor care au venit pentru prima dată la Biserică sau sunt întorși de curând: Hristos te ridică, Hristos te iubește, Hristos nu mai poate de dragul tău te-ai împiedicat, ai căzut, te-ai julit. O, oh, te ia brațe, mielușel scump. Și toată biserica este impresionată, înlăcrimată. Ba chiar ar da să aplaude dacă li s-ar da voi. Mesajul ăsta, potrivește oamenilor care au venit pentru prima dată la biserică, pentru că ăștia sunt căzuți, sunt împăcat, Au nevoie de acea dragoste care să i îmbrățișeze, să îi primească, să le spună bun venit în pocăință, fără plată. Că n-au ce să ofere pentru mântuire. Însă pocăitul care stă pe băncile bisericii de ani de zile, Evanghelia aia nu e pentru el. El să mai termine cu împiedicatul, cu căzutul, cu julitul și cu luați-mă în brațe și legănați-mă. El trebuie să facă roade vrednice de pocăința lui, el trebuie să crească, el trebuie să devină matur în stare să-i ajute pe alții. Nu totdeauna căzut, împiedicat, poticnit, în nevoie de a fi ridicat, bandajat, pentru că o biserică care rămâne la nivelul acesta, toată ziua, bună ziua! Să-i pui bandaj, să-l pansezi, Este o biserică de oameni infantili în ceea ce privește credința, care nu e în stare să poarte de grijă nevoilor altora și nici nu este în stare să evangelizeze lumea. Când Evanghelia pe care noi o predicăm sună cam așa, stimați ascultători, nu vă uitați la noi. Suntem vai de capul nostru. Suntem păcătoși, suntem slabi, suntem pierduți. Uitați-vă la Domnul Isus Hristos. Vine omul care vine pentru prima dată la biserică, începe să se uite pe pereți. La biserica ortodoxă sau catolică, măcar are o statuie, are o icoană, are o poză, are ceva, are de la ce se uita. Dacă vine în biserica de pocăiți, se uită pe pereți, că ei zis să se uite numai la Hristos, nu la noi. Și omul se uită, se uită, se uită, dar unde e Hristos? Pavel n-a predicat o asemenea Evanghelie, ci le-a spus oamenilor, călcați pe urmele mele, întrucât eu calc pe urmele lui Hristos. Uitați-vă la mine, fraților, le-a spus Pavel, și urmați exemplul credinței mele. Domnul Iisus Hristos a dat această pildă de Evanghelie a maturității și a creșterii spirituale când a spus, învățați de la mine pentru că sunt blând și smerit cu inima. Un pocăit crescut spiritual trebuie să devină învățător și model pentru cei din jur. Rănirea cu lapte Poate deveni un lucru negativ. După cum un copil, când trece de vârsta de 2-3 ani, trebuie să treacă de la biberon la linguriță, de la linguriță la cuțit și furculiță. Tot așa, din punct de vedere spiritual, creșterea spirituală îl va duce pe creștin de la laptele duhovnicesc la hrana tare. Pentru că pruncii în Hristos sunt necrescuți, dar sunt în creștere. Dacă stagnează sau intră în regres, devin oameni firești și lumești, cum spune la 1 Corinteni, capitolul 3. Asta înseamnă netransformați, greoi la pricepere în lucrurile adânci ale lui Dumnezeu, neștiutori și chiar nestatornici în Efesen capitolul 4, în contrast cu creșterea spirituală care ne apropie de nivelul plinătății lui Hristos, ni se spune ca să nu mai fiți purtați încoace și încolo de orice vând de învățătură. Pentru că până la urmă, marea tragedie a creștinului nematurizat este că e ușor de amăgit este ușor să-l duci de nas și să-l păcălești cu tot felul de teologii false și erezii nimicitoare de aceea mulți credincioși alunecă pe panta acestor teologii și în momentul în care le spui că sunt false și că nu funcționează și că nu sunt reale, că sunt contrazise de realitățile vieții, sunt în stare să-și astupe urechile. În pasajul pe care l-am citit, laptele reprezintă cele din tâi adevăruri sau adevărurile începătoare. Au de-a face cu doctrinele esențiale? Credința în Dumnezeu? Păi, spuneți dumneavoastră, un credincios care învață despre Dumnezeu, care citește scripturile, care stă de vorbă cu Dumnezeu, care experimentează prezența Duhului Sfânt în viața lui, mai are dreptul să-și pună întrebări existențiale dacă există sau nu există Dumnezeu? Mai are dreptul la îndoieli, la dubii? Nu cred. Când vorbim de doctrine esențiale, nu mai credința în Dumnezeu, învierea morților, cea mai nematurizată biserică dintre toate epistolele în care Pavel se adresează bisericilor, peste care a fost responsabil din punct de vedere spiritual, este biserica din Corint una dintre marile probleme ale bisericii din Corint era cu privire la învierea morților. Uitați-vă, vă rog frumos, în jurul capitolului 15 din 1 Corinteni și veți vedea strigătul de panică al unui apostol îngrijorat, care arde de îngrijorare pentru biserica din Corint, trebuie să argumenteze cu această biserică adevărul învierii Domnului Isus Hristos, și al învierii morților. Și apoi, o altă doctrină esențială este judecata veșnică. Ele sunt menționate aici în evrei. Nu numai doctrine existențiale, ci doctrine morale, temelia pocăinței de faptele moarte. Judecați voi, fraților, mai trebuie să le spui la pocăiți după 10 ani, după 20 de ani, că e păcat să fumeze și să bea? Am avut ieri uh, conferință pentru familii. Trebuie să-i spui unui bărbat care a ruginit pe băncile bisericii că nu are voie să-și bată nevasta? și să-i spui nevestei să nu-și insulte bărbatul? După zeci de ani de pocăință mai trebuie să vorbim despre așa ceva? Dacă da, e grav, trebuia să trecem spre cele desăvârșite. Mai trebuie să le spunem pocăiților că nu trebuie să folosească înjurături pocăiești. Știți că și pocăiții au înjurăturile lor? nu alea din lume urâte, mizerabile, măcar că Doamne ferește să se audă din alea, că Biblia spune să nu se audă asemenea lucruri între voi. Da, am învățat, avem și noi în jurător, trudă de el, ispită de el, ai zice mai urât, dar n-ai voie că ești pocăit. Fraților, ei vedeți, dacă cumva ați uitat să vă mai pocăiți de ceva, ia luați vocabularul, băgați-l prin ciur, prin sita asta a pocăinței și vedeți care sunt lucrurile care trebuie să nu treacă prin sită și să le aruncăm din viața noastră. Doctrine existențiale, doctrine morale și doctrine sacramentale, botezuri, punerea mâinilor. Aici putem să adăugăm cina Domnului și altele. Oameni care încă nu cunosc semnificația acestor lucruri. Spuneam și în zilele trecute și recent. Uh, am început să fiu din ce în ce mai îngrijorat de modul superficial, banal și chiar batjocoritor în care unii îndeplinesc actele sfinte ale bisericii. Intră pastorul în baptistier cu candidatul și o face pe bufonul, spune glume în baptistier. Am să mă iertați, eu sunt puțin mai tradițional și mai inflexibil la capitolul ăsta. Trebuie să existe niște formule ale sacramentelor pe care trebuie să le repetăm în dreptul fiecăruia. N-a intrat omul în baptistier, în primul rând mă interesează dacă crede că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lui personal, și în al doilea rând mă interesează dacă este gata să jure că îl va sluji toată viața lui. Astea sunt cele două lucruri esențiale. Aia mai pun 15.000 de întrebări, arăt că știu versete pe din afară și mai știu eu cu tot felul de bruiaje. Ba chiar, ce faci? Mi-aduc aminte când era, când așa, o conversație din asta de trei parale în baptistier care nu face altceva decât fură, răpește sanctitatea și sobrietatea momentului. Acolo nu e o discuție în două dodii. Un om care a intrat și fac o baie. Acolo e un legământ, e ceva sfânt. Acolo, acolo ți se taie respirația. La fel la căsătorie. Suntem acolo să aflăm dacă din dragoste curată ia în căsătorie pe și dacă va ține legământul până la moarte. Astea sunt esențele actului căsătoriei. Pentru că în momentul în care ieșim din aceste esențe, ba, și cu o glumă, dă și cu o batjocură, asta înseamnă a profana lucrurile sfinte. Și este un lucru foarte periculos, modelul este luat de la Belșațar, care a folosit vasele sfinte de la templu, în desfrâul și în lipsa de respect a banchetului lui. Când trebuie mereu și mereu să atragem atenția cu privire la lucrurile acestea, este dovada că suntem încă în clasa întâi. Și când un copil de 6-7 ani e în clasa 1 ți se pare că e un lucru normal, luați-mă pe mine și încercați, -mă, încercați să mă înghesuiți într-o băncuță de clasa 1 și o să arăt cel puțin caragios, în niciun fel la locul meu. Hrana tare este... O creștere spre desăvârșire, referitoare la cuvântul despre neprihănire, care în contextul acesta înseamnă capacitatea de a discerne între bine și rău. Din foarte mulți oameni la noi și ne întreabă, frate, e păcat să... și nu-i lasă termine propoziția. Nici nu mă interesează ce zice. Îi spun da? Da. Dacă te zgârie, e păcat, pentru că tot ce nu vine în încredințare e păcat. Dar oamenii au nevoie de indulgențe. Au nevoie să valideze lucrurile pentru care i-ar mustra conștiința, dar nu s-ar lăsa de ele. Și atunci vin la noi și ne întreabă, da, e păcat să, e păcat să, e păcat să. Păi, de câtă vreme ești tu în biserică? După 20 de ani trebuie să mai vii să întrebi pe cineva dacă e păcat să bei bere nealcoolic. Frate, dar dacă berea e nealcoolică, că m-au scos ăștia alcoolul din toate lucrurile. E păcat? Păi, dar mori fără berea aia nealcoolică? Tu nu-ți dai seama că dacă te vede unul, el nu știe că e fără alcool. Și zice, a fratele bea, înseamnă că nu e păcat. Și, și, și al de alcoolică. Și Biblia spune să nu fim o pricină de potihnire pentru nimeni. Frați și surori, să mă iertați la un moment dat le-am spus acasă, băi, ea nu mai veniți voi cu sticle de alea de suc care arată ca șampanie. Că există sticle de suc care arată normal ca sticle de apă minerală. Păi când ți-ai făcut poză cu păhărele cu picior, cu lichid, călbui, cum nu știu ce. De unde știe omul că bei alcool sau nu bei alcool? Fraților, lucrurile astea par mărunte. Însă, pentru cei nematurizați spiritual, sunt o pricină de potignire. Mi-aduc aminte când eram copil, era o mare problemă dacă e păcat televizorul sau nu. Și oamenii stăteau pe gard, să-și ia, să nu-și ia, să-și să și ia, să nu și ia, să -și, ia, să nu -și, și ar fi luat, măcar că n-aveau ce privi, era programul câteva ore, politică moartă și așa mai departe, dar e, mai era câte un film, mai era câte un meci, mai era și s-ar fi dat și pocăit. A părut se scuza, băi, ni se duc copiii pe balcoanele oamenilor la parter să vadă meciul. Mai bine să stea în casă decât să ne facem de râs. Sau să duc pe la casele prietenilor. Și nu știau oamenii cum să o dea cu televizorul. Până când un păstor s-a ridicat odată într-o seară la Anvon și a povestit cum a văzut el un film cu Napoleon la televizor aseară și vorbea de părți spirituale, că normal treia spiritualizată toată chestia asta, un om care l-a urmărit faimă și putere și a învins și până la urmă a murit și a fost vai de capul lui și uh, s-a transformat în praful istoriei. Ce credeți că au învățat pocăiții din predicaia? În săptămâna următoare s-au dus cu duiumul să-și cumpere televizoare. Că vratele poți televizor și așa și el televizor. Spun lucrul ăsta ca să vedeți cum credincioșii nu stau să zică, băi, dacă se roagă omul ăsta trei ori, ia să încerc și eu două. Cât citește omul ăsta Biblia în fiecare zi, ia să încerc și eu măcar o dată la trei. Nu. Ce bea, ce mănâncă, la ce se uită, ce face. Că fiecare dintre noi avem impresia că dacă altul poate intra în rai, vorbind așa, îmbrăcându-se așa și trăind așa, o luăm și noi la umbra lor și pe unde ajunge ăsta, acolo ajungem și noi. Dragii mei, să mă iertați, am ajuns exact cu mentalitatea celor din bisericile tradiționale, care spun, merge și noi unde merge toată lumea. Doar nu o arunca Dumnezeu toată lumea în iad acest... Eu cel mai rău dintre toți oamenii. Or, viața de pocăință nu este chiar așa. Acum avem chestiunea asta în credințărilor. Și ne ascundem în spatele, pe mine nu mă mustră conștiința. Ai foarte mare grijă că s-ar putea să nu te mustre conștiința, nu pentru că nu e păcat, ci pentru că e conștiința ta moartă fi sigur că ți-e conștiința vie. Nu spun că trebuie să trăim o viață de teroare, să tremurăm, să nu mai știm ce să cumpărăm și ce să nu cumpărăm. Nu. Dar tocmai asta înseamnă maturitate spirituală. Să nu trebuiască să te învețe nimeni, să nu trebuiască să-ți facă observație nimeni, să știi tu din propria ta conștiință, pentru că prin întrebuințare și prin creștere spirituală te-ai deprins să știi de la sine ce e bine și ce e rău. Și acum, haideți să așezăm puțin în contextul pasajului din Evrei, care sunt lucrurile adânci pe care un credincios Trebuie să le știe, să le adâncească, să le cunoască din ce în ce mai bine, să le accepte din ce în ce mai mult, să le trăiască la un nivel din ce în ce mai înalt, până va ajunge la desăvârșire în împărăția lui Dumnezeu. Sunt trei doctrine. Doctrinele preoției Domnului Isus Hristos. Pentru că, dacă vă uitați. Chiar înainte de, a, de, versetul 11 din Evrei 5, unde spune asupra celor de mai sus, avem multe lucruri de zis, în versetul 10, chiar versetul de dinainte, spune că ce a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Care sunt cele trei doctrine ale preoției Domnului Isus Hristos? Pe care trebuie să ni le însușim și să le trăim și noi din ce în ce mai fidel, din ce în ce mai suprapus, din ce în ce mai exact. Așa cum le-a trăit Domnul Isus Hristos. Pentru că în 1 Ioan, Cuvântul lui Dumnezeu spune că cine zice rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Domnul Isus Hristos. Sunt trei cuvinte simple, cunoscute de noi toți, pe care le vom elabora puțin, și anume doctrina sfințirii, doctrina slujirii și doctrina suferinței. Acestea sunt cele trei doctrine ale preoției Domnului Isus Hristos și dacă noi am fost strămutați în împărăția Domnului și am devenit preoți ai împărăției, aceleași calități și doctrine ale preoției Domnului Isus Hristos trebuie să devină calități și doctrine ale preoției noastre. Doctrina Sfințirii. Doctrina Sfințirii. Aici trebuie să fim extrem de atenți. Și am să vă spun de ce. Când vorbim despre aceste cuvinte, cum sunt sfințenie și sfințire, vorbim despre mai multe lucruri. Dacă amestecăm versetele biblice și nu le potrivim acolo unde este locul, vom înțelege greșit această învățătură. Am ascultat și am auzit despre foarte mulți care spun că noi nu mai avem nimic de făcut. Că este o insultă la adresa Domnului Isus Hristos să credem că noi contribuim cu ceva la sfințenia noastră. Că Domnul ne consideră sfinți. Că noi deja suntem sfinți. Și asta previne în creșterea și maturizarea spirituală eforturile pe care Dumnezeu ni le cere nouă în ceea ce privește sfințirea noastră. Pornind de la ideea că lângă ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos, noi nu mai putem adăuga nimic, nu mai trebuie să facem nimic. Dumnezeu nu are nevoie de eforturile, de silințele noastre, de contribuția noastră. Confuzia este că atunci când vorbim despre sfințenie, vorbim despre trei lucruri, nu despre unul. Vorbim despre standardul sfințeniei, vorbim despre statutul sfințeniei și vorbim despre starea sfințeniei. Și am să le explic pe fiecare în parte. Hristos este standardul neprihănirii sau al sfințeniei noastre. Când vorbim despre sfințenie și ne cercetăm pe noi înșine, nu ne cercetăm unii funcție de alții, de aceea la cina Domnului fiecare trebuie să se cerceteze pe sine însuși, să se evalueze. Dar să se evalueze raportat la ce? Comparându-se cu cine? Pentru că s-a dus uh, fariseul la templu, și slavă Domnului că a venit acolo vameșul. Și fariseul s-a rugat trăgând cu ochii la vameș. Și spunând, Doamne, îți spun un secret. Dacă ai ști cât de bun sunt eu, pentru că nu sunt ca vameșul acesta. Am o veste bună și am o veste mai puțin bună. Întotdeauna vei găsi unul mai rău ca tine. Problema e că întotdeauna vei găsi unul mai bun ca tine. Însă și unul și celălalt trebuie să se raporteze la Hristos. Când luăm cina Domnului, le spun la frați, fraților, sunteți vrednici să vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului dacă nu vă găsiți vrednici să vă împărtășiți cu trupul și sângele Domnului. Pentru că niciunul dintre noi n-am ajuns la desăvârșirea să pretindem că am meritat ceva. Ori de câte ori ne evaluăm starea spirituală, ne uităm la standard. Standardul neprihănirii noastre, standardul sfințenii noastre este întotdeauna Domnul Isus Hristos. Tindem spre El, dar n-am ajuns încă acolo. Însuși Apostolul Pavel spunea, nu că am ajuns de săvârșit, ci nu că am apucat premiul. Dar mă lupt! Standardul neprihănirii noastre este Domnul Isus Hristos. Cu El ne comparăm, către El tindem. De-aia am spus mai devreme că întotdeauna trebuie să ne mai pocăim de ceva. Și că în ziua în care nu mai știm dacă trebuie schimbat ceva în viețile noastre, dacă trebuie lepădat ceva în viețile noastre, dacă trebuie îmbunătățit ceva în viețile noastre, înseamnă că nu ne mai raportăm la standardul neprihănirii Domnului Isus Hristos. Când vorbim de standard, noi nu putem, nu că nu putem contribui, nu avem dreptul să-l modificăm. Și una din marile probleme pe care le avem în ziua de astăzi, am auzit predici de genul ăsta, fraților, bucurați-vă, fiți liniștiți că n-are Dumnezeu alții mai buni ca noi. Ați auzit prostia asta? N-are Dumnezeu să mulțumește cu tine. De unde găsește unul mai bun ca tine? Avem impresia că Dumnezeu se duce în piață să cumpere roșii sau mere și le ia pe încercate sau pepeni. Începe să încerce să vadă care e mai copt, care e mai puțin copt, care e mai bun, care asta e zgăriată, alta. Și le ia pe alea care le găsește, care îi se pare la gospodină că sunt mai bune. Nu, frați și surori. Hristos este standardul lui Dumnezeu. Hristos este neprihănirea lui Dumnezeu. La standardul acesta sau pe standardul acesta nu avem voie să-l modificăm. Pentru că uitați care este problema inclusiv atunci când vin oamenii din lume, noi trebuie să le predicăm standardul neprecănirii, așa cum este el. Știu că este foarte tentant să-i facem pe oameni să creadă că nu trebuie să schimbe prea mult în viețile lor ca să devină pocăiți. Am auzit și lucruri de genul ăsta. A, nu te lua după unii care vor să spună că trebuie să schimbe aia, că trebuie să faci aia. Nu, 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 nu doar trebuie să ridici mâna să vin față, atât, tot, gata, ai devenit. Știu că prin mărturisirea cu gura, și prin credința din inimă se primește mântuirea. Dar mântuirea nu e doar un cuvânt, nu e doar un sentiment, nu e doar un abur, este un set de principii. Și ca omul să-l primească pe Hristos și mântuirea, prima dată trebuie să-i spui că viața lui e păcătoasă. Trebuie să-i spui că vorbirea lui e stricată, gândirea lui e stricată, stilul lui de viață este păcătos. Trebuie să confrunți. Duhul Sfânt va veni să convingă lumea cu privire la neprihănire și să le spune, sunteți păcătoși, morți în păcatele voastre, aveți nevoie de Hristos, că dacă modificarea este puțin, acolo, puțin, A, nu, e, e, ești om cum se cade, iadul va fi plin de oameni cum se cade, nu trebuie convins că e păcătos și că este fără speranță, singura lui speranță este Hristos, acest standard trebuie predicat. Pentru că dacă coborâm ștacheta jos de tot, știți ce se întâmplă? E adevărat că omul din lume, când vine, face pâși în pocăință. E jos de tot acum. Dar cu standardul ăla cum a făcut pâși în pocăință, face pâși înapoi în lume. Creem o generație de pocăiți fără standard. Care trăiesc și în biserică și în lume. Se așează să mănânce și se scoală să joace. Așa s-a ajuns la lumificarea bisericii, pentru că biserica nu mai are standard. Ăsta este standardul neprihănirii. Doi, statutul neprihănirii. Când omul vine devastat, dezamăcit și dezgustat de stilul lui de viață păcătos din lume și vine la Hristos, în momentul în care s-a lepădat de trecutul lui, în momentul în care își regretă păcatele, în momentul în care este conștient că este păcătos și că se îndreaptă spre pierzarea veșnică, și se agață de Hristos cu disperare, că e singura lui șansă de mântuire. El încă n-a făcut nicio faptă bună, dar pentru că l-a primit pe Hristos ca Domn în viața lui, Dumnezeu îl consideră neprihănit. El nu este, dar îl consideră neprihănit. A primit statutul. Și Apostolul Pavel spune foarte clar, mai ales în romani, că poporul Israel, farisei, marele lor defect este, că n-au acceptat neprihănirea care se primește prin credință și care nu este confecționată de ei, nu este a lor. Când ei au venit să-și aducă înaintea lui Dumnezeu o neprihănire a lor înșiși, au ratat neprihănirea pe care Dumnezeu o dă, dar numai prin credință. Asta nu este neprihănirea faptelor bune, ci este neprihănirea credinței. Prin credință ai primit statutul instantaneu atunci când l-ai primit pe Hristos ca mântuitor în viața ta. Ei, dacă ne blocăm la atât și intrăm în teologia, proclamă, numește, pretinde, declară Am pierdut din vedere că această neprihănire trebuie să devină o aplicație practică a vieții noastre. Și asta este starea. când ne cercetăm, ce cercetăm, fraților? Cercetăm standardul, cercetăm standardul ca să ne umplem de cunoștința Domnului, să știm la ce ne raportăm. Dar nu asta e cercetarea pe care o facem la cina Domnului. Ce cercetăm? Statutul nostru E simplu. Suntem considerați nepricăniți prin credință. Noi cercetăm viața noastră personală de zi cu zi starea noastră spirituală. Cum Vizavi de standard ca să ne potrivim din ce în ce mai mult standardului și să onorăm statutul pe care ni l-a dat Dumnezeu, de a fi nepricăniți. Să respectăm statutul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Și atunci mă uit la ceea ce trăiesc eu în fiecare zi și mă uit la standardul Hristos și spun, trebuie să mai corectez ceva în viața mea, trebuie să mai schimb ceva. Și nu las să treacă ani de zile, nici o lună de zile. Cine citește Psalmul 90, unde spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele, își dă seama că viața omului durează o singură zi. Și că trebuie încheiate conturile în fiecare zi. Știți ce facem noi când venim la cina Domnului? Sau duminică dimineață, săptămânal, rugăciunea de mărturisire. Vă povestesc eu pe din afară. Și că noi ne rugăm în comun, eu știu ce se roagă fiecare. Doamne, îți mulțumim că am venit în prezența Ta, facem acum rugăciunea de mărturisire. Dacă te-am supărat cu ceva, că nimeni nu spune: Iartă mă că am mințit săptămâna trecută, Iartă mă că am vorbit urât, Iartă mă că am făcut una sau alta. Cine face lucrul ăsta? Ați auzit vreodată pe cineva rugându-se lângă voi, așa? Nu. Rugăciune generală, de parcă ar fi scoasă dintr-o carte de rugăciuni și repetată în fiecare duminică. Dacă te-am supărat cu ceva, iartă-ne, Doamne, că nu se mai roagă, iartă-mă, Doamne, iartă-ne, Doamne, pe tot. Toată lumea se roagă ca Dumnezeu să ierte pe toată lumea. Asta e rugăciunea noastră de mărturisire, nu de mirare că durează 5 minute. În cazul cel mai fericit. Și e normal să fie așa. Eu doar nu să vin lângă fratele Adi, mai e și bisericii, să încep să mă rog să spun, Doamne, am mințit! Eu predicator în bizerică, spune, frate, vezi ca unul ăla liber de acolo, rândul al cincilea în parte, de Nu te stai pe el o lună de zile, cu minciuna cu tot. Probabil că dacă chiar mă mustră rău conștiința, încep să spun, să nu audă nimeni ce zic, De ce spun că e normal? Pentru că nu acum și nu aici este locul în care eu trebuie să îmi contabilizez viața și să-mi rezolv problemele de conștiință. Și în fiecare seară atunci când conștiința mea este trează și faptele mele sunt încă proaspete în memoria mea. Că după o săptămână, pe majoritatea le-am uitat, după o lună, nici nu mai vorbim. Din an în Paști, când se duc unii oameni la biserică, nici atât. Zice, toate zilele noastre pierde urgia ta. Adică fiecare zi e sub sabia lui Dumnezeu. În fiecare zi trebuie să-mi contabilizez viața. De asta spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Cred că toți știți să numărați. Ce urmează după 1? 2 și după 2, 3. Și noi numărăm așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Am auzit tot felul de lucruri nostru, că zilele trebuie numărate 1, 2, 3, 4, 5, 6, alții că de fapt e o numărătoare inversă pe care o știe numai Dumnezeu. Vreau să vă spun că în matematica lui Dumnezeu nu se măsoară nici așa, nici așa. Știți ce urmează după 1 în matematica lui Dumnezeu? Și iarăși unul. În matematica lui Dumnezeu nu există decât cifra unu. Fiecare zi este separată și independentă și este una. Și nu se ia în mănunchi, în snop, în grup, ce fiecare zi are istoria ei. Știți de ce suntem mulți în roșu? Cu conștiința încărcată și o viață nefericită. Pentru că am lăsat sute și mii de zile necontabilizate, cu fire nenodate, cu fapte nerezolvate. Și s-au adunat și reprezintă o o vară apăsătoare este sufletele noastre. De asta Biblia este plină de îndemnuri și de porunci cu privire la felul în care trăim în fiecare zi. Cine predică faptul că lucrurile se rezolvă la nivelul statutului, rupe sute de pagini din script de-aia spunea Petru, dați-vă toate silințe. Ca să uniți ce? Credința cu? Ce este credința? Credința care ne dă neprihănirea ca statut. Ce este fapta? Este starea de neprihănire pe care o trăiesc aplicat în fiecare zi. Credința nu e un fum, nu e un abur, nu e o emoție. Nu e cine știe ce. Un abstract. Credința este un set de porunci pe care trebuie să le respect și să le aplic în fiecare zi. E responsabilitatea mea. Iată de ce spune Apostolul Pavel, în care ați crezut și pe care o păstrați. Altfel, degeaba ați. Credința trebuie știută, trebuie trăită și trebuie propovăduită. Când vorbim despre doctrina sfințirii, avem cele mai mari probleme. Pentru că Sfințirea înseamnă să trăiești standardul, să-l aplici și știți care-i necazul? Avem etichete. Avem etichete. Credința înseamnă cum vorbești, cum te îmbraci, toate amănuntele vieții se aplică în tot ceea ce ești și tot ceea ce faci. Și avem etichete. Ce suntem? Legatești. -da și avem versete din Galaten, din Roman, care spun legaliștii, au venit legaliștii, ne invadează legaliștii, ne predică despre cârpe, ne predică despre... A. Și aici, exact ca la sfințire, pentru că nu definim termenii. Când vorbim despre lege, foarte mulți spun nu vă plecați sub robie, noi suntem liberi, putem să jucăm tumba, să ne dăm peste cap, să dansăm, să ne bucurăm. Nimeni să nu vă sândească cu privire la mâncare sau băutură. Și de acolo intră desfrânarea în ceea ce încă se numește biserică, pe nedrept, eu nu i-aș mai zice așa. Sunt biserici la care mai degrabă le spune baruri și sunt biserici la care mai degrabă le spune discoteci și sunt biserici la care mai degrabă le spune târguri, bălciuri Hai să vorbim și despre lege, că vorbim despre sfințenie și dacă vorbim despre sfințire și despre cum să trăim în toate amănuntele vieții, țipă ăștia la noi că suntem legaliști. Ce înseamnă lege? Legea are trei dimensiuni vom vedea ce spune Hristos cu privire la lege. Prima dimensiune a legii este legea rituală sau ceremonială, împotriva căreia vorbește Pavel în Galateni. Că dacă îl urmăriți pe Pavel, de câte ori vorbește despre lege, o aplică la sabat, tăiere împrejur, luni noi de sărbătoare și interdicții culinare, carne de porc și așa mai departe. În astea dă Pavel cu Biciu. De ce? Și în jertfele de la templu. De ce? Pentru că oamenii mergeau, le făceau pe toate astea și, pormă, în paralel cu ele trăiau nelegiuire. și nu -și schimbau stilul de viață. Au descoperit că ia un animal nevinovat, îi bagă cuțitul în gât, îl omoară, îi varsă sângele pe altar, ca să poată duce să mintă iarăși, să înșele iarăși, să ucidă iarăși, să facă toate nebunile din lume. Că pe urmă vine cu încă un miel, sau turturea, sau mă rog, ce putea el să aducă acolo? Ori în legea preoției lui Hristos, el s-a adus jertfă odată pentru totdeauna, și ce a făcut cu legea ceremonială? A împlinit-o, n-a desfințat-o. A, desfințat a abrogat-o, dar nu pentru că a desfințat-o, nu pentru că nu e bună. Citiți Roman 7, legea lui Dumnezeu este desăvârșită, este bună și e desăvârșită. Doar că nu i-a putut schimba pe oameni, pentru că slova omoară Legea rituală sau ceremonială, Hristos a împlinit-o, asta este prima dimensiune a legii. Care este a doua dimensiune a legii? A doua dimensiune a legii este legea morală. Legea morală. Ce a făcut Hristos cu legea morală? Dacă legea ceremonială a împlinit-o, legea morală a înăsprit-o, a îngustat-o. Și a spus, ați auzit în lege că s-a spus, să nu prea curveşti. Dar eu vă spun că dacă cineva doar a privit ca să poftească, a și prea curvit în inima lui. Ce spune legea morală? Ați auzit în lege că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun că dacă cineva urăște pe fratele său, este un cingaș. Ce spune legea morală? Legea morală spune: ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Legea Duhului de Viață spune: ce vreți să vă facă voi oamenii, faceți-le voi la fel. Ce spune legea vechi testamentală? Spune. vezi de viața ta în curtea ta, în casa ta. Legea Duhului de viață spune să nu fii o pricină de poticnire pentru alții și dacă cineva face să păcătuiască pe unii dintre acești micuți mai bine își leagă o piatră de moară de gât și se aruncă în mare. A mai mult, legea vechi testamentară spune, dacă ai păcătuit, adu o jertfă, și Dumnezeu nu se mai uită la tine. Legea Duhului de viață spune, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Dacă piciorul tău te face să cazi în păcat, taie l Că mai bine intri ciung, olog și orb în viața aceasta decât să-ți pierzi eternitatea. Nu mă înțelegeți greșit, să nu cumva să vă duce să vă amputați mâinile, picioarele și să vă scoateți ochii. Okay. S-ar putea ceea ce trebuie să amputezi este conexia ta la internet. S-ar putea ceea ce trebuie să amputezi sunt anumite relații ilicite pe care le întreții cu oameni care nu te zidesc, ci te întinează. S-ar putea să trebuiască să iei televizorul și să dai cu el de zvârlită. Dar ascultați-mă, legea morală, Hristos n-a desfințat-o, a înăsprit-o, a, înăsprit a îngustat-o. A treia dimensiune a legii este legea, legea caritabilă, care spune că trebuie să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și hai să vedem ce a făcut cu această lege. Dacă legea Ceremonia l-am plinit, dacă legea morală a înăsprit-o, legea caritabilă a întărit-o, și a zis așa. Ori de câte ori veți face bine acestor frați ai mei, mie mi l-ați făcut. singurul aproape al tău, care reprezintă pe toți oamenii care au nevoie de ajutorul tău, este Hristos. Când i-ai făcut bine cuiva, nu i-ai făcut bine lui, i-ai făcut bine Domnului. Spune, am fost bolnav, ați venit să mă vizitați, am fost în închisoare, ați venit pe la mine, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost flămând și m a hrănit. Când le-ați făcut lor, mie mi le-ați făcut. Astea sunt dimensiunile legii. Așa că atunci când cineva vă învață cum să vă îmbrăcați, ca să nu fiți pricină de potignire pentru alții, nu e legalist. Respectă standardul și onorează statutul pe care l-am primit. Pentru că dacă te duci pe vreo stradă de prost renume și vezi cum se îmbracă femeile acolo, te uiți și spui, astea sunt îmbrăcate ca și au un nume pentru aia. Pentru că noi știm cum se îmbracă alea. Și din nefericire, există bănci în bisericile noastre. N am văzut în a dumneavoastră, mă rog, nici să nu fie vreodată, unde se îmbracă exact ca pe străzile alea. Și ferească Dumnezeu să te apuci să spui, dar îmbracă-te, băi, fată! Mai pune două palme de ceva peste genunchi și mai ridică și mai acoperă și mai pune o căptușală Păi imediat spune, legalistul, predică cârpe. Păi predic pentru că nu știi cum să te îmbraci. Ascultați! Deci este o a doua doctrină a preoției Domnului Iisus Hristos. Nu mai doctrina sfințirii, ci doctrina slujirii. Și noi când vorbim de slujire spunem așa: ăla care este cel mai mare trebuie să fie robul tuturor. Frate, în genunchi la pământ. cu pat bocanci tuturor. Preș la ușă când am ajuns președinte, uh, am acasă și ai mei m luat uh, așa. Ce faci, ce faci așa. Zic, băi, fiți atenți aici. Eu știu că președinte este compus din două cuvinte. Și știu că voi credeți că sunt preș, dar nu uitați că am și dinte, băi. Scum frați și surori, rog să vă uitați la omul ăsta, care este pastorul vostru, slujitorul vostru. Sigur că bate străzile, sigur că îl doare de fiecare bolnav, de fiecare amărât, de fiecare căzut. Dar știți care este rolul lui principal? Să se uite cu o lupa la voi, să vă supravegheze. Și dacă trebuie să vă mustre și să vă îndrepte cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi în zilele de astăzi, noi ne trebuie slujitori, slugi. Paratrăznete, când ne enervăm să dăm vina pe cineva. Titirezi care să umble prin tot orașul, să ne dea nouă toate informațiile de care avem nevoie, ne facă în fața noastră. Însă, Doamne ferește, să se uite la noi și să zică, dar ce faci? Dictator, Domnule! Dictator! Cei mai vulnerabili sunt păstorii. Avem, umblăm cu eticheta în buzunar. Cum zice ceva? Cum e puțin mai... Zice ceva de la amvon mai mustrător? Nu știu. Cine se crede, Domnule? Cine i-a dat lui dreptul? Biblia mi-a dat dreptul. Mi-a spus, vegheați unii asupra altora. Și nu numai de aici trebuie vegheat, Voi ar trebui să vă uitați unii la alții. Că acum avem o teologie de genul nu e uita. Am fost într-o biserică și o familie era înnebunită de nervi. Pentru că Comitetul s-a dus și le-a spus, spuneți la fata voastră să se îmbrace. Nu să se îmbrace mai frumos, să se îmbrace. Măcar să îmbrace. Și a spus, fireștilor, dar de ce vă uitați? A? Dar ce a venit așa îmbrăcată ca să nu se uite nimeni la ea? Să fie anonimă? Că dacă nu-i interesa să uite nimeni la ea, putea să vină în sac. Păi dacă ne-am luat după ei, m-am uitat că e, nu, nu e, nu e bordura aici. Tot m-am uitat când mai treceau frații surorile prin față pe acolo, m-am uitat, zic, Doamne, nu unul puțin mai încolo să cadă jos. Dacă ar fi după ei să nu te uiți, ne-am rupe toți gâturile, Domne, că trebuie să umblăm cu ochii închiși, să nu ne uităm la nimeni. Ba, mă uit! Mă uit și am curajul și să spun. Zic că n bine. Că nu ești bine. Slujire înseamnă să vegem unii asupra altora. Știți ce spune în NFSN, capitolul 4? Și el a lăsat pe unii apostoli, pe unii evangeliști, pe unii proroși pe unii păstori și învățători, cu scopul de săvârșirei sfinților, azidirii trupului lui Hristos, urmărim creșterea spirituală a fiecărui mădular. Și când îl vedem pe unul că scade și se pipernicește, ne ducem imediat. Unele medicamente sunt amare. Unele terapii sunt chinuitoare. Dar sănătatea este așa de prețioasă când mergem la doctor. Nu ne interesează că ne operează, că ne taie, numai să ne vindece. Numai la biserică vrem să ne gândile. Nu credeți ce spunea Pavel lui Timotei? Va veni vremea când oamenii își vor da învățători după poftele lor, ca să justifice poftele lor, ca să valideze poftele lor, ca să le spună că nici asta nu-i păcat, nici aia nu-i păcat, că de-aia toate întrebările noastre sunt, dar ce, e păcat să, e păcat să, e păcat să? Și cum negociem toate aceste învățături? În favoarea firii pământești. Favoarea Duhului, că Duhul poftește împotriva firii și firea împotriva Duhului. Doctrina slujirii înseamnă supraveghere. Deci, este vorba despre Vlavia Domnului Isus Hristos, și ca să justific acest lucru, aș vrea să. Merg puțin în roman. În capitolul 8. Ascultați puțin ce spune aici Apostolul Pavel. Versetul 1. Acum, dar nu este nicio sândire, adică nicio condamnare, pentru cei ce sunt în Hristos, Isus care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Acum, versetul 5. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, am descoperit că sunt două categorii de oameni. Cei ce sunt în Hristos și cei ce nu sunt în Hristos. Cei ce sunt ai lui Hristos și cei ce nu sunt ai lui Hristos. Cei ce sunt ai Lui Hristos umblă după îndemnurile Duhului. Cei ce nu sunt ai Lui Hristos umblă după îndemnurile firii pământești. Și acum, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Care este ecuația? Cine e a Lui Hristos? ascultă îndemnurile Duhului Sfânt și umblă după lucrurile Duhului Sfânt. Cine nu este în Hristos și a lui Hristos, umblă cârmuit sau condus sau după îndemnurile firii pământești și umblă după lucrurile firii pământești. Asta este ecuația simplă. Acum, pentru Dumnezeu e ușor. Și ce spune Pavel lui Timotei? Temelia tuturor lucrurilor care țin de doctrina noastră despre Dumnezeu e că Dumnezeu îi știe pe cei ce sunt ai Lui. Și cine rostește cuvântul Lui Dumnezeu să se depărteze de rădelege. Dumnezeu n-are nevoie să se uite cu lupa la nimeni. De ce? Pentru că Dumnezeu știe pe cei ce sunt ai Lui și pe cei ce nu sunt ai Lui. Și este o succesiune obiectivă a lucrurilor. Cine ia lui Hristos, și Dumnezeu, Hristos, știe cine e a Lui. Umblă cărmui de Duhul și umblă după lucrurile Duhului. Cine nu este a Lui Hristos și Hristos știe cine nu e a Lui, n-ar nevoie să meargă mai jos pe treapta asta, umblă cărmuit de firea pământească și umblă după lucrurile firii pământești. Dar eu nu sunt Hristos, eu nu sunt Dumnezeu, eu sunt doar un slujitor, un supraveghetor. Și eu n-am intrat în mintea lui Dumnezeu să fur de acolo cine e a lui și cine nu e a lui. Și atunci eu o iau subiectiv, eu o iau de jos în sus. Eu mă uit să văd lucrurile după care umbli. Că lucrurile după care umbli îmi spun cine te călăuzește. Și cine te călăuzește îmi spune al cui ești, dacă ești a lui. Acum, normal că mă uit să văd cum te îmbraci, cum vorbești, pe unde umbli, pentru că lucrurile după care umbli îmi spun cine te conduce. Și cine te conduce îmi spune al cui și cine ești. Eu mă uit la ce se vede. De asta, tot Pavel îi spune lui Timotei, Aina Evlaviei este că Isus Hristos s-a arătat în trup. Și a fost dovedit neprihănit în Duh. Hai să explicăm puțin lucrul ăsta. Cea mai mare erezie în Biserica Primară a fost că Isus Hristos n-a venit în trup. Pentru că au constatat ei că nimeni nu poate să trăiască neprihănirea lui Dumnezeu în mod absolut. Și au spus, Doamne, n-are cum Hristos dacă venea într-un trup ca al nostru, n-avea cum să trăiască. Că uite și noi ne chinuim și nu reușim. Și decât să ne ridicăm la nivelul standardului, mai bine tragem standardul jos la nivelul nostru. Așa fac mulți predicatori astăzi. Să se facă pe noi să se simtă bine. Ce spune Pavel lui Timotei este Hristos s-a arătat în trupe, vlavia lui asta, taina vlaviei, să se vadă ca să se demonstreze neprihănirea din interior. Vă aduc aminte atunci când Domnul Iisus Hristos vindecă slăbănogul. Și în loc să-l vindece, spune, iertate sunt păcatele. Și oamenii se potignesc și spun, „Și cine este să ierte păcatele? Și el le spune așa, ce este mai ușor a zice? iertate sunt păcatele sau ridică-te, scoală-te, ia spatul și umblă. Acum, să nu înțelegem greșit, pentru ca să fie iertate păcatele noastre pe Dumnezeu l-a costat mult! Dar de zis putem zice că nu ne doare gura. Vine popa cu patrafirul, ți-l pune pe cap și te declară neprihăniți. Spune, iertate-ți sunt păcatele. Că nu-l doare gura, E ușor să spui, iertate vă sunt păcatele și să dai indulgențe oamenilor, dar e foarte greu să spui, ridică-te, scoală-te, ia-ți spatul și umblă. De ce? Pentru că aia e vizibilă. Iertate vă sunt păcatele, nu se vede. Și pentru noi oamenii ce nu se vede, nu ne doare gura să declarăm. Ce se poate proba, ce se poate vedea, e mai greu. Ei, tu îmi spui că îl iubești pe Hristos. Tu spui că ești pocăit. Tu spui că nu mai poți după rai și după viața veșnică. Și eu spun, arată-mi să văd lucrurile după care umbli. Raportează-mi cât citești Biblia, cât te rogi. Vreau să văd când lipsești de la biserică, fără niciun motiv întemeiat, umbli după lucrurile Duhului? Când te îmbraci ca pe stradă și te duci și scumperi haine care nu sunt demne de garderoba unui pocăit, umbli după lucrurile Duhului? Când stai în fața oglinzii ori toți trebuie să stăm în fața oglinzii fraților, dar nu stați în fața oglinzii mai mult decât cu oglinda spirituală a Scripturilor, Că oglinda aia din baie sau din sufragerie sau de unde o ții, aia te face să fii frumos pe din afară, dar această oglindă te va ajuta să fii frumos pe dinăuntru și în ziua veșniciei frumusețe. Aia contează mai mult decât oricare frumusețe. Evlavia este exprimarea exterioară a neprihănirii și la nivelul acesta se supraveghează lucrurile. Și în ultimul rând, mai pe scurt, doctrinele preoției Domnului Isus Hristos, doctrina sfințirii, doctrina slujirii, în al treilea rând, doctrina suferinței. Unul din motivele pentru care am inventat doctrina prosperității și a sănătății cu orice preț este pentru că disprețuim suferința. Suferința are multe motive în viața noastră. Suferința este datorită păcatului pe care Dumnezeu trebuie să-l corecteze. Evrei 12 zice: Suferiți pedepsa, nu disprețuiți pedepsa. Pentru că Dumnezeu se poartă cu voi ca cu niște fii. Care tată nu-și pedepsește copilul și dacă părinții noștri pământești ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e mai bine? O făceau pentru că ne iubeau și Dumnezeu mustră și pedepsește pe cel pe care îl iubește. Un alt scop al suferinței este arătarea slavei lui Dumnezeu. Pe unii îi costă când Dumnezeu își arată slava. Vedeți, noi credem în vindecare, dar Dumnezeu vindică bolnavi. Noi credem în înviere, dar Dumnezeu învie morții. Toată lumea vrea să aibă parte de înviere, dar nimeni nu vrea să moară. Toată lumea vrea să aibă o minune de la Dumnezeu și să fie vindecat, dar nimeni nu vrea să se îmbolnăvească. Ca Dumnezeu să-și arate slava în învierea lui Lazar, Lazar a trebuit să moare. Și Dumnezeu a întârziat, Domnul a întârziat ca să-l lase să moară, ca să poată să-l învie. Un alt motiv pentru care Dumnezeu îngăduie suferința în viața noastră este pentru ca să ne îmbogățească slava veșnică. Pentru că suferințele de o clipă. Necazurile noastre ușoare nu trebuie comparate cu greutatea veșnică de slavă, în care se vor transforma într-o zi. Și mai vreau să spun un lucru despre suferință și închei. toată lumea suferă. Și pogăiți și nepocăiții. Toată lumea plânge și pocăiții și nepocăiții. Astea sunt niște realități incontestabile. Când vine cineva și spune, ești bolnav, suferi, te doare, plângi, oh, ce nedreptate, ce lucru ciudat. Păi nu spunea Petru, fraților, să nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru ca de ceva ciudat care a venit peste voi. Suferința este o normalitate în viața asta, este rezultatul păcatului. Și Biblia spune că am primit mântuirea sufletului, dar încă n-am primit mântuirea trupului. Înfierea și răscumpărarea trupului va veni la, înfie, la înviere. Până atunci suferim în trupurile acestea, spune Biblia. E o realitate incontestabilă pe care nicio teologie nu o poate contrazice. Că dacă era valabilă teologia prosperității care spune că dacă ai credință te vindeci sau nici măcar nu te îmbolnăvești, Pavel, Petru, Ioan și toți ceilalți apostoli erau aici și eu eram pe ultima bancă. Una dintre cele mai ciudate, mai deranjante propoziții din Biblie este cu privire la marele proroc Elisei, care a făcut de două ori mai multe minuni decât Ilie. Spune, Elisei s-a îmbolnăvit de o bală de care a murit. S-a terminat cu Elisei. Frați și surori, un credincios și o biserică care disprețuiește suferința, nu că nu ne rugăm să ne vindece Dumnezeu, nu că nu cerem să ne vindece Dumnezeu, le-am spus la frați, nu mă interesează dacă are 120 de ani fratele sau sora, mă rog ca Dumnezeu să-l vindece astăzi și dacă moare mâine. Că noi nu ne rugăm să moară cineva, ne rugăm să se vindece oameni. Dar, să aveți grijă. Pentru că Biblia spune că înainte de sfârșit va veni o suferință și o prigoană peste biserică, o persecuție, care se va lăsa bălți și râuri de sânge. Biserica va fi exterminată când Biblia spune că îi va birui pe Sfinți, nu îi va birui că îi va face să cadă în păcat, nu, îi va extermina fizic. Și citesc aceste versete. Și probabil încă două după aia. Haideți să ne uităm puțin la Matei, capitolul 24. conversația Domnului Isus Hristos cu ucenicii referitor la sfârșit. Drept răspuns Isus le-a zis, băgați de seama să nu vă înșele cineva. Fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie, de vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Țineți minte cuvântul atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Și acum versetul 9. Atunci e vorba de sfârșit. Atunci e sfârșitul. Vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor uru unii pe alții. În contextul prigonirii se vând pocăiții unul pe altul. Se vor scula mulți proroși mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Și ascultați încă un atunci, pe fundul acestei persecuții globale, Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Sfârșitul se leagă de marea persecuție și de marea evangelizare globală. Persecuție globală și evangelizare globală. Și mai vreau să citesc din. Evrei, capitolul 11. După ce este vorba de cei care au primit mari izbăviri din partea lui Dumnezeu și mari biruințe, de Gedeon, de Barac, de Samson, de Efta, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascusișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteși în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmase și femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viați. Asta afirmă că Biserica Domnului și poporul lui Dumnezeu crede în vindecare, crede în înviere, crede în ascultarea rugăciunilor, în rezolvarea crizelor și a problemelor noastre. Să Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Dar uitați în ce mai crede biserica. Unii ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit jocuri, bătăi, lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăci prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin căpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, Totuși n-au primit ce le fusese făgăduit pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi ca să ne ajungă ei la desăvârșire fără noi. Și pentru că Hristos a suferit, spune Biblia, și noi să ne înarmăm cu același fel de gândire. Dovada de maturitate a unui pocăit adevărat este atunci când înțelege doctrina Sfințirii, când înțelege doctrina slujirii și când înțelege doctrina suferinței, când le are în echilibru și când le acceptă în preoția relației lui cu Hristos, Marele Preot. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.